Mulțumesc, bună ziua! Astăzi o să vorbim de un subiect care am observat că este foarte interesant să vi-l transmit. Și anume că luați diete de aici și de pe acolo, de la prietena, de pe Google și așa mai departe, nu urmăriți cantitățile care ar trebui să vă dea un deficit caloric, adică să mâncați mai puțin decât aveți nevoie. Și faceți diete în care nu pierdeți în greutate. Hai să vă spun câteva greșeli care le faceți, să vă dați seama de ce dietele voastre nu au rezultatul pe care îl doriți. În primul rând, trebuie să fiți urmăriți de cineva, de un specialist, pentru că este foarte important. Sănătatea nu are preț și mai ales că mâncați banii pe toate alimentele astea fit, pe toate prostioarele astea, care multe dintre ele conțin mult zahăr și așa mai departe. În fine, nu vreau să intru în astfel de discuții. Vreau doar să vă spun să fiți conștiincios și responsabil și să apelați la un specialist dacă aveți probleme de greutate. Hai să vă zic câteva din greșelile pe care le faceți. Fructele uleioase. Mulți dintre voi vă gândiți că sunt fructe uleioase, mănânc un pumn, doi și sunt super ok. Nu. Fructele uleioase sunt grăsimi vegetale care sunt foarte utile corpului nostru și avem nevoie să le mâncăm pentru că să mențină hidratarea arteriilor și în așa fel încât grăsimile ale animale să nu se depoziteze. Deci, fructele uleioase, nuci, alune și așa mai departe, trebuie consumate, dar trebuie consumate atunci când suntem la dietă de slăbit, trebuie consumate cu un determinat gramaj, pentru că 100 de grame de fructe uleioase au peste 600 de calorii. Deci sunt foarte calorice și sunt sănătoase, dar te îngrașă. Deci nu putem să mâncăm, eu știu, o femeie mai mult de 20 de grame pe zi dacă trebuie să slăbească, un bărbat 30-40. Deci sunt niște chestii care trebuie să fiți atenți să nu le mâncați ca haplă pentru că vă îngrași. Același lucru se întâmplă și cu uleiul. Uleiul are foarte multe calorii. Voi luați sticla și răsturnați așa și așa, am pus un pic. Nu. Învățați-vă să cântăriți aceste lucruri. Învățați-vă să mâncați cu măsură, pentru că sunt lucruri care trebuie să le mâncăm, dar care au foarte, foarte multe calorii. De aceea trebuie să țineți cont de greutatea lor. Un alt lucru pe care îl faceți este lingurița aia de zahăr, una, două lingurițe de zahăr pe zi. La fel ca și fructele. De exemplu, și mai faceți încă un lucru, când sunteți la dietă, mâncați foarte multe fructe. Fructele nu vă ajută să slăbiți, nu puteți. E un lucru care face bine, dar nu e recomandat să mâncați mai mult de două fructe per zi, pentru că ridică insulina, fel ca și zahărul. Și în loc să slăbiți, face altceva, procesul invers, ia zahărul sau fructoza din fructele pe care le mâncați și le depozitează sub formă de energie, care în timp când e un surplus, transformă în celulită, în grăsime. Deci, fructele uleioase, carbohidrații, uleiul trebuie cântărit și mâncat numai cantitatea necesară. Bineînțeles, eu vă aștept în dieta Janina, unde o să vă urmăresc zi de zi, pe WhatsApp, la orice masă, eu sunt prezent acolo ca să nu dați greș, ca să ajungeți la obiectivul vostru, așa cum au ajuns toate persoanele care au fost în dieta mea, că suntem la aproape 400 de persoane. Știți, eu nu prea iubesc chestiile astea să pun, să fac, să vă arăt ce. Eu vreau ca oamenii să ajungă obiectivele lor, să învețe să mănânce sănătos. Și suntem o comunitate foarte, foarte frumoasă în care ne ajutăm să nască prietenii, ne împărtășim durerile și așa mai departe. Vă aștept în dieta Janina și vă urez o zi minunată, oriunde sunteți pe planeta aceasta. Dumnezeu să aibă grijă de voi, Dumnezeul vostru să aibă grijă de voi și vă iubesc.